Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! După ce am gătat cu tratamentul cu suc acid, iar acum să mă uit prejos să vigem, este albine crepată. Bine, na, astăzi îi vecim afriz după niște zile, atunci să vegeți ceva. Nu este. Să văd de partea asta. Aici îi ceva. Dar na, asta nu e niciun problem. Numai stupul 48. Acolo am avut o matcă bună. Asta când i-am pus benzile, au fost tot în rând. Când am rănit, au fost tot în rând. Și acum când să pun sucul acid, să dau, văd că ceva baiu. Ce-i baiu? Arată că n-are matcă. Văd că s-or slăbitare. El e plin și încărcat de miere și s-ar putea să-l bată acum. Și acum vreau să mă duc la el. Să-l căutăm. Să rezolvăm și al 34. După cum v-am arătat, dragii mei stupari, matca a de la 34. I-am găsit loc la 102. Și acum tot ce se poate rezolva, trebuie rezolvat. Na, că e tare pericol cu țișagul ăsta. O să invers asta, nu mai crezi. Ramele de rezervă. E, da, e bine stup de rezervă, dragii mei, ca să în toamnă să aveți mătchi pentru ăla nu mi-l place, îl pun un ram mai perfect.
Nu, acum totodată, toate că am spus că să nu vă dărniți la cuib. Îl pun cuibul prea mijloc. Na, cam așa stă situația la un roi. Asta se mai strânge un pic când e mai târziu. Sau îl strâng mintul, numai... Ce-i fâncă? Nu mai am loc acum, deocamdată, până se face mai frig, pun ramile astea sus și gata. Ca să le păzească albina și când se face mai frig, le scot și gata. Că nu am unde să le mai păzesc. Deci cu asta la primăvară îl vigem. Polen, după cum vigez, dragii mei, stupari plini de polen, o pică. Dar așa-i de amărui. Aici am mai m-au rămas niște rame. Și prăziu ăsta acolo. Ia. Le-am pus de păzât aici, băiuță.
Bun. E, acum să ridicăm al cubaiu. Ce mi-n plan aici să văd? Asta. O rămas. Plin de miere, fără matcă. S-auge. Plin. El a rămas cu 2-3 albine. Și aducem un stup, adică un stup de jos cu matcă cineră, care e mai slab și gata. Dragii mei, aici la 71 avem o matcă care e numai matcă, dar cu puțin albine. Și acum dăm puțină cu puțin să facem ceva mai bine ca să ierneze. Asta a fost de nucleus, nu s-a prins la început, dar e o matcă cineră și perfectă. Bine, s-ar fi putut el și prăstă iarna aici lângă stupul ăsta. Dar e bine acomodat, numai dacă și nu l-am prăla, ca să nu scot tot ce ramele cu atâta miere, iacă. Mă, nu vrea să se bage. Totuși, na, fiindcă am găsit-o și asta, o pun vreo zi, două, în cușcă. Și atunci o pun, că să fie sigur.
Albina Vechima s-a strâns. Nu basta poate mare lucru face în stupi când îi... E așa l-am pus și gata. M-am gândit să nu-l mut și până la primăvară. Na, la primăvară când stupii sunt mai tari, mai bine ar fi fost ca să mut numai ce îi. 20 de rame ar fi trebuit tot ce să le scot și nu am unde să le pun. Și așa că el cu o matcă, cât de slab, el păzește ramele așa. Numai de dimineață, spălat sau sara, acum ai musai să închei, plin de hoață. Și aici la ușă dau, dar tot am închis și gata. Înainte cu 2 ani am gătat coliba. Anul trecut, în 2023, s-a umplut și ia că tot. Unde să mai duc și albinile astea prin așa căldură? Eu nu știu. Ceva, na, aduc și la polen, că ia că v-am arătat de jos. Ori avut ceva. Sus să văd hoațele, cum ori căutat și caută să se baze la astupuș, dar acum ai astupat tot. Rățele stau în apă, acum au reușit că s-au speriat de mine. Acum rățoniu are și o rățușcă. Dragii mei stupari, mulțam de vizionare și acum închei filmul și sănătate!